Slavă ție, Doamne Iisuse! Cântarea noastră să fie în veci despre Tine și nu numai cântarea, dar și trăirea. Amin. Dragilor, Domnul a fost cu noi săptămâna asta. Ne-a încurajat, ne-a vorbit prin cuvânt, ne-a vorbit prin cuvânt profetic, ne-a vorbit prin circumstanțe, ne-a vorbit la seminarii, ne-a vorbit în slujire, am văzut mâna Lui. Și am văzut-o și dimineață și credem că o să o vedem și după masa asta. Amin. Chiar dacă au fost mai puține aminuri, eu cred că o să o văd mâna Domnului până plec de aici. Refuz absolut, cu absolută radicalitate, că mă întâlnesc într-un program de biserică și Dumnezeu nu este acolo. Refuz asta. În orice întâlnire a Sfinților, Domnul trebuie să fie prezent. Amin. Dimineață, pentru că am început seria aceasta nouă despre compromisul din viața noastră și am vorbit despre tânărul bogat care s-a dovedit a fi până la urmă cel mai sărac pământean, pentru că atunci când îl pierzi pe Hristos, nu ești bogat, ești sărac. Un tânăr care a fost entuziasmat, a venit alergând la Domnul Hristos, i-a oferit chiar și închinare, a căutat lucrurile eterne, dar până la urmă a rămas săracul cu cele temporare. Cu adevărat, Domnul Hristos vrea să-l îmbogățească, însă acest tânăr a fost unul din singurii oameni ai Bibliei, căruia Hristos i-a făcut chemarea după cei 12 ucenici, vină după mine, și acest om a refuzat. Gândiți-vă câți oameni au vrut să vină după Domnul, gândiți-vă câte mulțimi, gândiți-vă la îndrăcitul din Gadara care a vrut să vină și a zis nu, du-te și spune ce ți-a făcut ție Dumnezeu, du-te și povestește ce ți-a făcut Dumnezeu. Și totuși acest tânăr a avut oportunitatea să devină ucenicul Domnului, să scrie istorie cu Dumnezeu și l-a refuzat. De ce? Pentru că în inima lui mai era o iubire, iubirea de bani. Și întotdeauna iubirea de bani în competiția acerbă cu iubirea de Dumnezeu. Tânărul credea că e neprihănit în neprihănirea lui proprie, dar se pare că atunci când Domnul Hristos i-a dat testul, du-te, vinde tot ce ai, dă la săraci, ia-ți crucea, apoi vino și urmează. Mă, când i-a făcut testul, radiografia, acest tânăr a picat la prima poruncă, chiar dacă le ținea pe celelalte. Pentru că Scriptura spune clar că trebuie să existe în viața noastră o singură iubire, și o singură frică, iubirea de Domnul și frica de Domnul. În seara asta aș vrea să ne apropiem de textul Scripturii și în aceea serie despre compromis am un alt mesaj care se numește Degeaba stai lângă Sfinți când trăiești o viață dublă. Degeaba stai lângă Sfinți când trăiești o viață dublă. Și aș vrea să ne adâncim privirile în cuvântul Domnului, Marcu capitolul 6, versetul 20. Dacă ne puteți ajuta, ar fi minunat. Haideți să citim împreună ca biserică. Căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa un om neprihănit și sfânt, îl ocrotea și când îl auzea, de multe ori stătea în cumpănă, neștiind ce să facă, și îl asculta cu plăcere. Poți să lași versetul acolo. Am tot stat să mă gândesc la omul ăsta, la Irod. A fost un împărat interesant. A fost un împărat vândut romanilor, dar nu doar vândut romanilor, ci și vândut plăcerilor. A fost un împărat care a avut căutări serioase spirituale, dar era foarte deschis la lumea ocultă. Un împărat care ar fi făcut absolut orice să capete popularitate, să fie plăcut de oameni. Iubirea de plăceri și mândria până la urmă l-au dus la ruină. Și totuși, când acest împărat a domnit, Irod și Irodiada, da? Soția fratelui său cu care se căsătorise ilegal, Dumnezeu a trimis pe lume pe Ioan Botezătorul ca să aducă mesajul Evangheliei și mesajul acesta al împărăției transformatoare. Și gândește-te că omul ăsta a avut oportunitatea, fiind rege și împărat, să asculte Evanghelia la prima mână, nu la a doua, nu la a treia. Ba mai mult, l-a auzit chiar pe Ioan predicând în persoană. Și spune că sunt câteva lucruri care acest om religios le avea și aș vrea să le luăm pe rând. Primul lucru este că Irod se temea de Ioan. El s-a temut de profet, dar asta nu l-a ajutat cu nimic. Sunt mulți oameni care mărturisesc, eu mă tem de Dumnezeu, dar continuă să aibă o viață dincolo de standardele lui Dumnezeu.
Continuă să aibă viață dincolo de ceea ce Dumnezeu cere. Continuă să trăiască dincolo de limitele pe care Dumnezeu le pune. Continuă să trăiască o viață de păcat. Sunt legați, absolut legați de păcat, dar ei spun, eu mă tem de Dumnezeu. Irod s-a temut. S-a temut de profet, dar nu, asta nu l-a ajutat cu nimic și nici n-a avut schimbări majore în comportament. Imaginați-vă că în timpul lui Irod, Ioan se spune că a botezat de la câteva mii până la câteva sute de mii, spune unii istorici, alții spun până la aproape 2 milioane de oameni. Nu se știe. Oricum, a botezat mulți. Nu se știe cât s-au trecut prin mâinile lui. Dar toată lumea știa că Ioan este glasul celui care strigă în pustie. Și Irod se temea de el. Dar nu avea o frică sau o teamă transformatoare, o teamă care l-a condus la pocăință, o teamă care să-l ducă să se schimbe. Și știi ce a avut? O teamă mai degrabă, o reverență pentru acest om foarte popular. Și sunt mulți oameni, chiar și în biserică, care iubesc popularitatea. Mai mult sunt oameni în biserică care iubesc să stea pe lângă alții populari care sunt lideri în biserică. Și cred doar pentru că stau pe lângă acești oameni populari cu mii de view-uri, sute de mii de view-uri și căutați de toată lumea, o să aibă și ei și o să fie și ei la fel de schimbați cum sunt acele persoane. Dar îți spun ceva, Irod a stat pe lângă cel mai mare sfânt în vremea aia și nu l-a ajutat cu absolut nimic, pentru că nu a avut pocăință în inima lui. Nu uita, mântuirea este personală. Poate și tu ai un respect față de Dumnezeu, față de biserică, dar dacă nu faci următorul pas, adică să te pocăiești cu adevărat și să schimbi viața, nu îți va fi de folos. Aud foarte mulți români, eu mă tem de Dumnezeu. Și ce faci cu privire la asta? Dacă întreb 90% din creștinii din România, da, sau din creștinii ortodoxi, sau chiar și neoprotestanții, te tem de Dumnezeu? Da. Minți? Din când în când. Furi? Câteodată. Să nu continuăm lista. Dar întrebarea e, dacă te-ar judeca Dumnezeu pe tine și pe mine să ne judece doar pe baza celor 10 porunci, ce credeți? Unde am picat? Vezi, tu nu ajunge doar să te temi, trebuie să iei următorul pas. Apostolul Pavel spunea, la un moment dat, spunea că noi avem o chemare. Care este chemarea? Să spunem la oameni, vă rugăm frumos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Irod n-a înțeles că împăcarea era la dispoziția lui. El l-a adus pe Ioan în preajma lui doar pentru că vrea popularitate. Vrea și el mai multe view-uri pe canalul lui de YouTube, vrea să-și facă o poză cu Ioan, vrea să se afișeze cu Ioan. Uite, eu sunt cu Ioan prorocul, ăla care botează la Iordan. Al doilea lucru care îl făcea Irod, interesant, se temea de el, fiindcă știa un om neprihănit și sfânt, dar îl și ocrotea. Îl proteja, cu alte cuvinte. Dar știi ce nu făcea Irod? Nu trăia după filozofia lui Ioan. Dacă păzești ceva, vreau să te întreb, când păzești un copil sau când păzești cuvântul lui Dumnezeu, ce înseamnă să păzești cuvântul lui Dumnezeu? Cine mă iubește, păzește cuvintele mele și le împlinește. Irod nu avea, cum să zic, o inimă de ocrotitor adevărată, pentru că acest om religios a fost gata să omoare mii de copii. Aduceți-vă aminte istoria, un pic înainte. El era un criminal deghizat. Irod a dat poruncă să fie omorâți atâția mii de copii la nașterea Domnului Hristos. Omul ăsta, el doar părea religios, părea că are o haină evlavioasă, dar pe dinăuntru era o hienă. Îl protejea pe Ioan, protejea, dar nu i-a acceptat sfaturile. Niciodată n-a zis, bine Ioane, am să mă pocăiesc, o să fac așa cum zice Dumnezeu, tu spui pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Ha, interesant. Știți câți oameni am întâlnit, Domnul să vă binecuvânteze, știți câți oameni am întâlnit care spun că sunt protectorii Bibliei? Eu îl protejez pe Dumnezeu, eu sunt apărătorul lui Dumnezeu. Vedeți și pe la televizor, acum președinți din ăștia puternici care sunt în războaie, care și ei să credă apărătorii lui Dumnezeu. Eu sunt apărătorul Dumnezeu, eu sunt apărătorul. Sunt oameni care sunt gata să bată cu tine pentru două versete. Dar eu vă întreb, oare ei chiar sunt cu adevărat oamenii lui Hristos? Irod nu numai că se temea și îl proteja, dar spune Scriptura că l-a ascultat și stătea în cumpănă. Eu vreau să vă întreb și mă întreb de multe ori, câți oameni sunt în biserici care vin în fiecare duminică, ascultă cuvântul, rămân pe gânduri,
Rămân pe gânduri, atenție la mine. Rămân pe gânduri, dar nu fac absolut niciun pas. Unde rămân? Pe gânduri. Spunea cineva, măi frate, am rămas pe gânduri. Zic că e rău. Cum, nu te bucur că am rămas pe gânduri după predica ta deloc? Predica nu e ca tu să rămâi pe gânduri, predica e ca tu să iei decizii. Amin? Rămasul clocit ăla pe gânduri nu te ajută. Irod stătea pe gânduri. Băi, ăsta spune adevărul. Irod știa legea, era evreu, știa cum stau lucrurile și știa că Ioan este un om de la Dumnezeu. Și spune acolo că stătea în cumpănă neștiind ce să facă, pentru că Irod avea o fire oportunistă. Mă, să mă dau cu Ioan sau să rămân cu ăștia? Să mă dau cu ăia sau să mă duc cu ăia? Să știi că Dumnezeu te cheamă să iei o decizie, nu te lăsa prins în gânduri și regrete fără niciun folos. Cred că am întâlnit, vă spun sincer, câteva mii de oameni de când m-am pocăit, care au stat în băncile bisericii și mi-au spus regret că am făcut aia. Zic, și ce ai făcut cu privire la regretul tău? Regret că mi-am părăsit copiii. Și ce ai făcut cu privire la părăsirea copiilor tăi? Regret că nu m-am pocăit mai devreme. Regret că nu m-am pocăit azi. Regret că nu m-am botezat. Îmi pare așa de rău, trebuia să intru și eu în apa aia. Regretele nu te ajută la nimic dacă nu treci la următorul pas. Pocăința în trei pași. Recunosc, regret, renunț. Irod nu a renunțat la mantaua vicleniei lui, la inima aia de hienă. Biblia mai spune ceva despre el, că l-a ascultat cu plăcere pe Ioan. De asta e interesant asta. Își hrănea mintea, Irod primea o plăcere intelectuală. Știți câți creștini vin în fiecare duminică la biserică și ascultă învățătura, primesc plăcere intelectuală, dar nu acționează niciodată bazat pe cuvântul care l-au auzit? Îți predică predicatorul și spune iartă și tu lași în inima ta cuib neiertării, invidiei, minciunii, răutății și este acolo în fiecare duminică, tu ajungi și auzi mesajul și nu faci absolut nimic. Îți spun ceva, dacă stai pe lângă Sfinți și vii la biserică, nu o să te schimbe cu absolut nimic dacă nu e o decizie înaintea lui Dumnezeu să-L urmezi pe Hristos. Întreba odată un pastor american, dacă parchezi la McDonald's, te transformi automat în hamburger? Cu siguranță nu. Nici dacă vii la biserică, nu-ți garantează nimeni mântuirea. Unul singur îți garantează mântuirea, dacă crezi în El și îl urmezi pe El. Domnul Iisus Hristos, amin? Stăpânul. Lăudat să fie Domnul. Domnul Hristos ne avertizează în Marcu 8:15, fiți atenți să vă feriți de aluatul fariseilor și aluatul lui Irod. Și aici vreau să încep să adâncesc, pentru că lucrurile devin interesante. Care a fost aluatul lui Irod? Din ce aluat a fost Irod făcut? Știți că noi avem o vorbă în România, asta e un aluat mai bun, băiatul ăsta, se poate lucra cu el, cu ăla nu se poate lucra, ăla e îndărătnic, ăla e încăpățânat. Creștinul tip Irod trăiește în păcat și o știe. Încurajează plăcerile, firea pământească în viața lui, cu toate că e super, super atras de lucrurile spirituale. Creștinul tip Irod are o viață plină de amestec. 99% adevăr, 1% o travă. Ajunge. Creștinul tip Irod, exact cum era acest împărat Irod, și bisericile, vă spun sincer, sunt pline de oameni care au o viață amestecată. El era un om religios, atenție, dar nu era un credincios. Spuneți cu mine, era un om religios, dar nu credincios. Era atras de lucrurile spirituale, ba mai mult, a vrut să-l vadă pe Ioan, să vadă, nu face ceva, vreo minune. Istoria spune că l-a chemat pe Ioan să-l asculte. Îi plăcea să stea pe lângă sfinți, dar atenție, nu a fost atins de obiceiul sfinților. Cât sunt care vin la biserică și stau pe lângă sfinți? Îi aud cum se roagă, îi aud cum iartă, le văd viața, le văd mărturia, dar niciodată nu sunt stârniți să iau decizie. Le place să stea la foc și Domnul Hristos vă face să aminte că îi mustră. Zice, Ioan a fost un foc și o lumină la care cu toți v-ați încălzit, dar nu v-a ajutat cu nimic. V-ați dus să vă încălziți puțin la foc. Creștinul tip Irod, când i s-a dat oportunitatea să se pocăiască, a refuzat-o. Avea o formă de religiozitate, dar a fost gata să omoare copii nevinovați. Sub evlavia lui falsă, de fapt era ascuns un criminal, un oportunist care își păzea tronul și vrea să fie popular făcând pe placul oamenilor. Amestecul din viața lui Irod, în cele din urmă, știți unde l-a condus?
plăcerea, pofta lui și mândria lui l-a orbit atât de mult încât a tăiat capul acestui mesager al lui Dumnezeu. Și asta este o lecție pe care trebuie să o învățăm, pentru că dacă noi lăsăm îndeajuns de mult plăcerile să stăpânească în viața noastră, vor sufoca cuvântul lui Dumnezeu, cum spune pilda asemănătorului, și vor omorâ mesagerul, adică conștiința care îți spune, nu fa asta că nu e bine. Conștiința în mintea noastră lucrează ca și Ioan în viața lui Irod. Conștiința vorbește, dar știi ce? Dacă tot lovești în ea și tot lovești în ea și nu asculți, într-o zi conștiința o să tacă. Chiar dacă Irod a auzit mesajul pocăinței, la prima mână nu a acționat, nu a răspuns și a avut un final tragic. Aș vrea să-mi spui fapte 12, 21 cu 24, te rog frumos. Fapte, capitolul 12, 21 cu 24. Haideți să vedeți unde l-a dus pe acest om, o viață de amestec. Sunt atât de mulți oameni pe care îi întâlnesc, care au o viață de amestec. Sunt și cu lumea și cu Domnul, și cu ocultul și cu Hristos, și cu religia și cu yoga, și cu aia și cu aia. Într-o zi anumită, Irod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărătești. A șezut pe scaunul lui împărătesc și le vorbea. Norodul a strigat ce? Glas de Dumnezeu, nu de om. Citim împreună ca biserică. Îndată l-a lovit un înger al Domnului, pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu și a murit mâncat de viermi. Îndată l-a lovit un înger al Domnului. Ăsta este finalul unui om care trăiește o viață de amestec. E și cu Domnul și cu lumea. Și cu firea, dar vrea și sfânt. Vrea și aia, vrea și elaltă. Vrea și profetic, dar trăiește în necurăție. Inima lui este coruptă și nu se pocăiește niciodată. Are o viață de amestec. Astăzi vreau ca să te provoc să nu trăiești o viață de amestec. Și cum arată o viață de amestec? O viață de amestec înseamnă adevăr amestecat cu minciună sau jumătăți de adevăr, care pot duce la mortalitate spirituală. Să știi că diavolul când te minte, de multe ori te minte cu Scriptura. Vă aduceți aminte că a venit la Domnul Hristos și a vorbit din psalmi? Da sau nu? Da sau nu? Și Domnul Hristos ce i-a spus? Haide să zic tot psalmul. Haide să zic tot adevărul. Mi-ai spus doar jumate de adevăr. Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău, spune acolo. E foarte important să știm adevărul. Galatenii au încercat să amestece legea cu harul. Amestec. Astăzi încearcă amestecul păcatului cu harul. Oameni care au o formă de evlavie, dar tăgăduiesc puterea, doctrina potrivit căreia poți face orice și vei fi mântuit, a schilodit spiritual pe mulți. Trăiesc o viață de amestec. Lasă că mere și așa, băgăm supreș. Că-i băiatul lui, nu, trebuie să cânte la echipă. E sora lui, trebuie să lăsăm. Nu trebuie să fie și așa, fraților și surorilor. Trebuie să fie doar cum ne spune Scriptura. Amin? O viață de amestec. La fel, doctrina le face... Doctrina potrivit căreia Domnul le face pe toate, fără participarea noastră, a încurajat lenea și o mentalitate de cerșetori și nu de producători. Domnul nu face decât partea lui, de aia ți-a dat mâini să faci tu partea ta. Amin? Vă spuneam dimineață, Moise, mergem să eliberăm Egiptul, deci du-te. Dumnezeu nu vrea să lucreze fără noi și noi nu putem fără El. Este un amestec, o doctrină mincinoasă, care a ajuns în biserică, lasă, frate, că Domnul le-a face pe toate. Domnul nu le face pe toate, că de-aia ți-a răsat atâta scriptură scrisă aici. Domnul știe care e partea lui și știe care e partea ta. Iertarea ține de tine, nu ține de Dumnezeu. Iartă-ți părinții, iartă-ți copiii. Nu-i duce în ispită pe copii, nu-i întărâta la mânie, spune Scriptura. Aia e partea ta. Partea Domnului e că o să-ți dea har și înțelepciune să-i crești. Așa ușor aruncăm pe Dumnezeu lucrurile. Când e Satana vinovat, când e Dumnezeu. Știți povestea aia când erau niște călugări într-o mănăstire și săracii nu mai aveau ce să mănânce și în sfârșit, la miezul nopții, le-a adus cineva un ou. Și starețul l-a luat și l-a pus frumos într-un loc, a închis cu cheia, s-a dus să culce. După ce a început să sforie unul din călugări, s-a dus repede, a luat cheia desfăcut și a zis, doar o să mă uit la el. La ce bine arată. Și zice, mă, am o idee, cum pot să mănânc cu ăsta fără să fac zgomot? Hai să-l prăjesc la lumânare. Între timp apare starețul. Măi, ce faci, hoțule? Zice, nu eu, diavolul, dar diavolul din colț. Părinte, eu nici nu m-am gândit să-l coc ouul la lumânare.
Suntem oameni care dăm prea repede vina pe cel rău și aruncăm lui Dumnezeu în spate responsabilitățile noastre. Domnul să-mi crească copiii, Domnul ți-a dat copiii să-i crești tu. Domnul să se îndure de soția mea, că nu știu ce-i cu ea, e prea agitată. Fă-i un masaj, roagă-te pentru ea. Domnul să se îndure de soțul meu, că nu știu, e tare stresat în ultima vreme. Stai și vorbește cu el, ascultă-l, că de-aia ți-a dat Hristos urechi. Consiliază-l. Păi n-am făcut școală. Du-te cu puterea pe care o ai. O viață de amestec. Voia lui Dumnezeu, spune Scriptura, este sfințirea noastră, limpezirea căilor noastre. Nu să trăim în fățărnicie ca și Irod, care era una aici, una acolo. Avea mai multe fețe. Acest om care vrea popularitatea, plăcerile acestei lumi, dar avea și căutări spirituale. Sunt foarte mulți așa. Am stat de vorbă odată cu un tânăr, câteva ore bune. Și la sfârșit, când i-am zis, vrei să iei o decizie să te predai lui Hristos? Zice el, mă, tu bine zici, dar e greu tare, tu n-ai cum să știi. Na, nu știu cum să-ți explic eu ție, zice, mie îmi plac fetele, no. Eu l-aș urma pe Domnul, dar altul zice, mie îmi plac banii, altul zice, mie îmi plac lucrurile materiale, altul zice, eu mă iubesc pe mine. Cum v-am povestit dimineață de omul la bogat, zice, eu sunt atât de zgârcit că nici mie nu-mi cumpăr nimic. O viață de amestec. Irod a trăit o viață de amestec. Dar Biblia spune așa în 1 Ioan 6 că dacă avem părtășie cu el și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Eu vreau să te întreb astăzi, tu trăiești adevărul? Trăiești o viață curată? Trăiește o mărturie curată. Dacă Hristos ar veni astăzi să-ți facă o evaluare, cum a făcut tânărului bogat, ce ar găsi în viața ta? Ar găsi lucrurile amestecate acolo? Sau ar găsi căile lui trăite curate și cu frică de Domnul? Ce e de făcut? Dacă ești azi aici, ca și Irod, trăiești o viață amestecată, e timpul să iei o decizie de care să te ții, pentru că o travă acestei lumi mai devreme sau mai târziu te va distruge. Sunt mulți care se joacă cu păcatul și știi ce? Păcatul e mai tare decât noi. Numai prin Hristos și prin Duhul Sfânt putem să-L biruim. Amin? Mi-aduc aminte odată, un tânăr de la un centru de dependență îmi povestea, zice, domnul Zani, în sfârșit am înțeles cum e cu păcatul, zice. Cum e, mă, Matei? Zice, știți că e un cățăluș din ăsta, vagabond, pe aici, prin zonă. Și așa când l-am văzut la ușă, făcea așa, nu știu, bă, zic, hai să-i deschid ușa atâta să văd. L-am deschis ușa atâta, el dă să intre. Nu poate, că eu nu vreau să-l las, că nu vreau să ne umplem de pureci. Mai departe, cu aia altă, cu boticul, cu aia, bă, așa mi s-a făcut drag de el, că până la urmă deschid ușa. Mai mult s-a urcat pe papucul meu, l-a luat în brațe. Ce zici, după 3 zile toți eram plini de pureci. Toți studenții eram plini de pureci. Și așa e cu păcatul. Te îmbie să-i deschizi ușa? E ceva drăguț și inofensiv la început, dar după aia te trage ca o piatră de moară la fundul apei și nu mai poți să ieși și te simți sufocat. Pocăiește-te! Spune Iacov 1:27, religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Neîntinați de lume. Neîntinați de lume. Duhul lui Irod e o tipologie de creștin care are amestec, care e și cu lumea și cu lucrurile spirituale. Îl vrea și pe Dumnezeu, dar vrea plăcerile. Irod până la urmă a fost biruit de plăceri. Vă aduceți aminte ce spune Scriptura? Că într-o zi fata Irodiadei a dansat în fața lui. Ăsta, dacă, pentru că avea curvie în ochi săracul, când a văzut-o, n-a mai putut și mândria lui a zis, cere orice și îți voi da. Și atunci maică s-a învățat-o, Izabela aia a învățat-o, cere capul lui Ioan Botezătorul. Și Biblia spune că el n-a vrut să facă asta, dar toți se uitau la el și pentru că el era împăratul, n-a vrut să-și mai ia cuvântul înapoi. Plăcerile și mândria sunt două otrăvuri care, dacă le pui în combinație cu inima ta pentru Dumnezeu, te vor otrăvi. Vreau să te provoc în seara asta, să nu mai umbli în întuneric. Biblia spune așa, cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui este un mincinos.
Și adevărul nu este în el. Eu când citesc versetul ăsta, eu mă cutremur aici, la amvon, vă spun sincer. 1 Ioan 2, 46. Te rog, punem ca să-l citim împreună. Cine zice, îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Și eu vă întreb, dacă adevărul nu este un om ăsta, ce este atunci în el? Dacă adevărul nu este, ce este? Și dacă lumina nu e, ce este? Mergem mai departe. Dar cine păzește cuvântul lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în el. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Iisus n-a avut o viață de amestec. Biblia spune că Iisus a mărturisit, diavolul nu are niciun cârlig în mine. Nimic. Zero. 1 Ioan 2, de la 9 la 11. Cine zice că este în lumină și urăște pe fratele său, este încă în întuneric până acum. Cine iubește pe fratele său rămâne în el, nu este niciun prilej de potignire, dar cine urăște pe fratele său este în întuneric. Umblă în întuneric și nu știe încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii. Întrebarea serii este asta: umbli în lumină sau în întuneric? Are neiertarea cuib în inima ta? Mânia, necurăția, invidia, lăcomia, dorința de putere, de control, minciuna, șmecheria? Are cuib în inima ta? Poate diavolul să găsească aeroport de aterizare la nivelul minții tale și să zică: băi, știi ce? Azi m-am gândit la o combinație de aia românească. Nu de aia care trecem pe linie dublă continuă, din alta. Tu închizi un ochi, eu închid un ochi, tu faci niște bani și te-am compromis. Luca 9, 23 cu 24, apoi a zis tuturor. Și atenție, Domnul Hristos vorbea națiunii lui Israel și oamenilor care erau deja foarte obișnuiți cu legea. A zis tuturor: dacă voiește cineva, citim împreună, să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Irod a picat testul, ca și tânărul bogat. Unul a iubit banii, altul a iubit plăcerile. Haideți să ne cercetăm pe noi înșine. Eu unul nu vreau să am sfârșitul lui Irod și nu vreau să am sfârșitul tânărului sărac. De astăzi o să zic tânărul sărac, dacă nu vă supărați. Ca și pilda fiilor risipitori, pentru că amândoi au risipit. Dar aș vrea să te provoc să-ți cercetezi viața și inima. Pentru că e foarte, foarte mult amestec în biserica creștină. Eu vin dintr-o, vă dau o mărturie personală, mai am iau câteva minute. Vin și sunt născut în biserica ortodoxă. Acolo am învățat să mă închin la oase și lui Dumnezeu. La oase și lui Dumnezeu. Am învățat să respect sfinții. Cu o religiozitate și o determinare care, dacă îmi spunea cineva să nu fac asta, luam la bătaie. Am ajuns într-o altă zonă a României, în Oltenia, o zonă ocultă, unde am văzut că ortodoxismul și credința este amestecată cu vrăjitoria. O zonă unde sunt sate, unde pe fiecare poartă e număr de vrăjitoare. Și am văzut acolo puterea satanei și cum vorbeau oamenii cu morții. Și știți ce? Când am venit și m-am pocăit, am rămas șocat cât de mulți creștini pocăiți am întâlnit care încă practică ocultismul și nu au habar. Spre exemplu, un exemplu mai modern acum, da? Nu horoscopul, că ăsta e deja uzat. Știți câți oameni, câți pocăiți citesc horoscopul? Eu am avut în față la pocăință, venit și am vorbit cu oameni care au zis: n-am știut că să citesc horoscopul este un păcat. Să citești horoscopul e foarte mare păcat. Pentru că în loc să te încrezi în Dumnezeu, tu începi să te încrezi într-o stea. Și niște mincinoși care scriu oricum aceleași lucruri, îmi spune o fată, o tânără, zice: în sfârșit m-am prins cu ăștia cu horoscopul, frate Sani, spun cam aceleași lucruri de fiecare dată. Oameni care încă cred în superstiții,
Eu am întâlnit foarte, 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 foarte mulți pocăiți care încă cred în superstiții. Au amestec în viața lor și încă nu l-au identificat. Ei încă cred în noroc. Am avut noroc, frate Sani, că nu mi s-a stricat mașina. Am avut noroc și slăvesc norocul. Știți ce? Aș vrea să ne luăm astăzi un timp și să ne uităm. De fapt, săptămâna asta aș vrea să facem ceva, să vă încurajez pe toți cât și pe mine. Hai să ne evaluăm ce vorbim. Să vedem, este limba noastră bolnavă înaintea lui Dumnezeu, pentru că limba e indicatorul inimii. Care este felul nostru de vorbire cu privire la soție, la soț, la copii, la slujbă? Știți că în București era o vorbă, când îl întrebai pe unul dacă merge, unde merge astăzi? La scârbici. Nu zicea la servici. Își autoblestema locul de muncă. Sunt oameni care se autoblestemă, să știți că blestemul este o practică care se practică în bisericile creștine, blestemul. Oameni care zic despre copiii lor, întotdeauna se îmbolnăvește, întotdeauna e sensibil și îl blestemă. Vă aduceți aminte? Vă dau un exemplu biblic. Iacov a fugit de Laban, vă aduceți aminte? Și Rahela a furat idolul tatălui său. Iacov n-a știut, Laban l-a ajuns. Și a venit să caute și a zis, mi-ați furat idolii. Și Iacov face acolo o mărturisire și o declarație, să moară persoana care ți-a furat idolii. Nu știu dacă știți, dar la următoarea naștere, Rahela a murit. Pentru că el a fost în poziție de autoritate și a rostit un blestem peste ea. Noi suntem oameni care trebuie să, în a căror gură trebuie să fie binecuvântare, nu blestem. Dar vorbirea noastră e de mai multe ori negativă decât biblică. Hristos nu te-a chemat să vorbești pozitiv, crede-mă, eu am vorbit pozitiv înainte să mă pocăiesc, nu m-a schimbat cu nimic. Am vorbit foarte pozitiv, mi-aduc odată aminte când ne îmbătasem, erau mai mulți băieți și am vorbit pozitiv unul cu altul. Nu suntem beți, nu suntem beți, nu suntem beți, nu suntem beți. Și până la urmă am căzut pe jos și ne-am trezit a doua zi. Vorbirea pozitivă nu schimbă lucrurile, Dumnezeu te cheamă la o vorbire biblică. Vorbiți cuvintele lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel. Ălea trebuie să le vorbim. Care este vorbirea ta? Care este gândirea ta? Care este felul tău de viețuire? Încă crezi în superstiții? Încă dai 10 pași înapoi când trece pisica neagră prin fața ta? Te rog frumos să-ți cercetezi viața. Încă umbli și cauți pe internet, acum, frate, vine criza, gata, ai recesiune, cad acțiunile. De unde știi? Păi am citit niște speculații de la New York Times. Și zic, dar New York Times e Dumnezeu? Ce ar fi ca Iosif să te pui pe genunchi și ca Daniel să te pui, Doamne, Tu care știi viitorul, spune și mie să mai investesc sau să mă opresc? Nu crezi că Duhul Sfânt știe mai bine ce vine? Pui mai mult știința deasupra lui Dumnezeu și aia este o formă de ocultism. Pentru că atunci când pui logica deasupra Duhului, este o formă de ocultism. De asta evreii au inventat chipa. Pentru că chipa înseamnă Dumnezeu este deasupra logicii. Logica nu va triumfa niciodată, logica este un concept elenist, un concept din Grecia antică, grecii care au, se spune că sunt inventatorii înțelepciunii, ăstea pământești, care au spus logica este deasupra tuturor lucrurilor. Când te închin logicii tale, Biblia spune că păcătuiești, nu te bizui pe înțelepciunea ta, încrede-te în Domnul din toată inima ta, încredințează-i Lui toate căile tale și îți vor izbuti planurile, El îți va netezi cărările. Glorificăm logica, glorificăm umanismul, acum glorificăm planeta. Și asta este o formă de ocultism. Glorificăm animalele, cumpărăm ca disperații câini. Eram, uitam în pandemie în blocul nostru, am fost șocați, toată lumea cumpăra câini. Copiii n-aveau să mănânce, sunt orfani care n-au mâncare, dar tu cumperi câini. Iartă-mă, nu vreau să mă iau de cei cu câini, iertați-mă. E încredințarea voastră, dar eu prefer să hrănesc un copil și o văduvă decât un câine. Nu o să pun în viața mea animalul deasupra omului, niciodată. Și aia este o închinare. Îmi spunea cineva, da frate, dar tu nu înțelegi, mai vorbesc și eu cu el. Zice, știi că e greu că mi-a murit soțul. Mama mea, vă spun sincer, mi-a spus așa, mă, eu când am murit câinele am plâns mai mult decât după frate meu. Mi-a zis, frate meu, 3 zile a plâns. Oameni buni, se pare normal? Să plângi după un câine mai mult decât după un om? Ce se întâmplă acolo? Care e legătura emoțională care se creează între tine și un animal? Cum poți să începi să vorbești cu un câine ca și cum ai vorbi cu un om? Vouă vi se pare normal? Câinele e câine, omul e om. Dumnezeu e Dumnezeu. Amin? Biblia spune în Romani acolo că au început să glorifice ce? S-au închinat cui?
creației în loc să se mai închine Creatorului. Vezi, și asta este o formă de amestec și de ocultism în viața creștinilor. Dacă ai cățel, Domnul să te binecuvânteze. Îmi place de unguri, sunt mai pragmatici. Mi-a trimis un prieten o știre din Ungaria, zice, ungurii renunță la câini. Vine criza, normal că renunță, că ungurii sunt mai pragmatici ca românii, nu sunt așa sufletiști. Ei renunță, bă, pâinea pe masă la copii e importantă, nu cățelul. Și au început să se umple, cum le spune, cotețurile astea de animale, cum să se numesc, nu cotețuri, adăpost, mă scuzați, iertați-mă. Să vede că am fost crescut în Moldova, vă rog să mă iertați. Dragilor, vreau să vă provoc la o inimă curată. Vreau să vă provoc la o trăire radicală pentru Domnul Iisus Hristos. Mai avem câteva momente în seara asta, nu o să mai fim prea mult împreună, dar vreau ca să-ți cercetezi inima. Beni, mă ajuți sau ai plecat? Unde-i Beni? Beni e omul de bază aici. Dacă vreți ceva, ascultați-mă puțin, luați numărul de telefon. Beni știe să facă cumpărături, știe să repare mașini. Deci doar atâta, strigați Beni și el zice, sunt aici, iată-mă, trimite-mă. Domnul să-l binecuvânteze, spuneți amin. Dragii mei, Irod stă ca un exemplu a unui om care a dorit lucrurile spirituale, dar s-a pierdut în plăcerile lumești. Și vă spun, știți ce m-a întristat cel mai mult la povestea lui Irod? M-a întristat că dorința lui după plăceri a făcut să-l execute pe Ioan cuvântul. Ioan care vestea cuvântul lui Dumnezeu. Și am văzut atât de mulți copii ai Domnului care au fost sufocați de plăceri, de grijile vieții, de îngrijorările acestei lumi. Și cuvântul a fost efectiv sufocat în ei și n-a mai adus roadă. Domnul Hristos ne avertizează și spune, nu fiți ca acest tânăr sărac, din care am vorbit dimineață, care a venit alergând după lucrurile veșnice și săracul a rămas doar cu cele temporare. Și nu fiți nici ca Irod, un om care a avut alte iubiri. Cea mai mare iubire a lui Irod, știți care a fost? Iubirea de sine. Istoria spune, pe lângă Biblie, istoria vorbește de împăratul Irod, a fost un grand oman, un om care a vrut să construiască, un om care a vrut să-și facă un nume în istorie, un om care a vrut să se știe că a trecut Irod pe acolo. Și când a avut oportunitatea să se întâlnească cu glasul celui care striga în pustie, să audă mesajul și să se pocăiască, Irod, ca și tânărul bogat, a refuzat. În seara asta, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Crede-mă, plăcerile o să te distrugă. Investițiile proaste o să te distrugă. Cea mai bună și cea mai sigură investiție este o viață predată lui Iisus Hristos. Eu la asta te chem. Nu am altă chemare decât cea biblică. Dacă voiește cineva. Dacă. Nu e cu forța. În împărăție Domnul nu te bagă cu forța. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine. Vreau să te întreb, încă te lupți să-ți construiești un idol al vieții tale de care să fii mândru? Biblia spune despre Saul că după prima bătălie și-a construit un idol, un stâlp de biruință și s-a uitat la el și zicea, ce tare sunt! Gedeon, care a fost un eliberator și este încă în Cartea Evrei, ultima lui greșeală a fost că a făcut un efod de aur la care copiii lui Israel au început să se închine în loc să se închine lui Dumnezeu și i-a dus în rătăcire. Omule, care e cea mai bună investiție a vieții tale? Pentru că cine vrea să-și scape viața o va pierde. Îmi place de Neemia. Vine să construiască templul de la Ierusalim. N-aș avea timp în seara asta să vorbesc de el, dar o să vorbim despre el. Omul ăsta aude chemarea, Dumnezeu îi frânge inima, este administrator într-un imperiu extraordinar, avea toate resursele și totul zice, las confortul, mă duc în sărăcie să rezidesc zidul. Și la un moment dat și-a îmbalat și Tobia, zgura diavolului, la amenință. Și îmi place de Neemia cum zice, un om ca mine să fugă, voi sta aici pentru Hristos. Voi sta aici pentru Hristos. Haideți să facem curat. Și Domnul Hristos spune, măturați aluatul cel vechi și primiți aluatul cel nou. Azimile curăției și adevărului. Primiți aluatul cel nou. Doamne,
Iartă-mă că am făcut idol din mine, din ceea ce eu cred, din ceea ce eu vreau. Așa vorbește firea. Eu vreau, eu cred, eu simt. Ăștia cele trei rădăcini ale firii pământești. Eu vreau, ce vreau eu e cel mai important. Eu cred, ce cred eu e cel mai important. Și ce simt eu e cel mai important. Vedeți trendul acestei lumi. Dacă te faci să te simți bine, fă-o. Dar ce zice să navigăm de la aceste trei? La facă-se voia ta, împlinească-se planurile tale. Tată, ce vrei tu, nu ce vreau eu. În seara asta Domnul ne cheamă la o seară de rededicare, așa o simt. O seară în care, de la mic la mare, acolo unde suntem, să ne rededicăm Lui. Nu știu care sunt iubirile tale ascunse. Vedeți, e greu câteodată să discerni, credeți-mă, e greu. Mi-aduc odată aminte că Dumnezeu m-a ajutat să identific un amestec în viața mea care nu eram conștient de el de 20 de ani. Și mi-a spus, ăsta nu e bun, Sani, nu te condamn, pocăiește-te. Și Doamne, am zis, nici n-am știut că este acolo. N-am știut că este acolo. Este o legătură generațională de la părinții tăi. Ăsta nu e bun, pocăiește-te. Nu mai încerca să-L pui pe Hristos și pe diavolul la aceeași masă, că nu funcționează! Hristos a biruit! El este împăratul și regele! Diavolul a fost biruit la cruce, definitiv! Nu se poate pe două căi. Trebuie să fii tranșant cu tine și să zici, ok, Doamne, vreau să te urmez și îți promit ceva. Dacă tu vei face pasul spre El, El face pasul spre tine și îți va da tot ajutorul de care ai nevoie ca să rămâi curat și sfânt. Pentru că cea mai mare frică a tinerilor sau a creștinilor este, ok, îmi predau viața Domnului, dar dacă nu o să rezist, ce începe El duce la bun sfârșit. Dacă tu te ții de El și rămâi în limitele cuvântului Lui, pe acele linii ca de cale ferată, trenul vieții tale nu va dărea niciodată. Vrei tu să te pocăiești astăzi și să spui, Doamne, iartă-mă că am avut amestec în viața mea ca și Irod. Plăcerile, mândria m-au orbit, Doamne. Am în cuibul vieții mele, este mânia ascunsă acolo, frustrare, nemulțumire, Doamne, am nemulțumire în mine. Îmi spunea cineva, frate, eu știu, nemulțumirea nu-i bună, dar am moștenit-o de la mama. Și ea de la mama ei și ea și tot așa de la... În familia noastră e nemulțumire. Deci aș supăra tot neamul meu dacă aș fi mulțumitor. Pentru că, Sani, îți dai seama, aș strica tradiția. Sau, în familia noastră se vorbește mult. Eu trebuie să fiu centru, nu trebuie să mai vorbească nimeni. Ăsta este un duh de orfan care n-a fost încă vindecat. Dar Domnul vrea să-ți dea un duh de înfiere care poate să rămână în odihnă și securizat în dragostea Tatălui. Alege astăzi să faci un pas spre El, te rog. Și spune, Doamne, sincer, nici nu știu ce vorbește Sani Tranc. Mă pun înaintea Ta, cercetează-mă Duhul Sfânt și dacă Tu vezi ceva amestec pe aici, identifică-mă că vreau să-L mărturisesc. David spunea, iartă-mi, Doamne, păcatele pe care le cunosc și cele pe care nu le cunosc. Pentru că David știa că poate să fie ceva acolo amestec. Vă întreb, apostolul Pavel sau Saul a avut amestec în viața lui? El a avut o râvnă extraordinară pentru lege, spune Scriptura. Și știți, în toate listele lui Pavel, când condamnă faptele firii pământești, o să găsiți una care se repetă. Știți care este? Mânia. Mânia. Asta denotă că apostolul Pavel avea o ură desăvârșită față de mânie, pentru că probabil asta a fost o legătură moștenită generațională în familia lui, o stăpânire peste viața lui pe care el a biruit-o până la urmă. Nu te-ai gândit că mânia e un amestec din împărăția celui rău? Nu se găsește în roadele firii, frate, surpriză. Nu spune acolo dragoste, pace, bunătate, îndelungă răbdare, mânie. Nu spune. Spune bunătate. Spune îndelungă răbdare și spune stăpânirea poftelor. Eu am ajuns la concluzia că ce nu stăpânești ajunge să te stăpânească. Mi-aduc aminte când Dumnezeu i-a promis lui Saul și a spus așa, pentru că nu l-ați omorât pe Amalec, vă va urmări toată viața și vă va fi un spin în coaste. Dacă nu omori păcatul, păcatul te va urmări toată viața până la adânci bătrâneți.
Am stat de vorbă cu oameni de 80 de ani, de 90 de ani și mi-au spus: Sani, sunt hăituit de la 25 de ani de acest păcat. Ajută-mă să scap. Păcatul, să știi că nu lucrează doar la doctor, nu lucrează doar la păcătoși, nu lucrează doar la oameni care... Păcatul lucrează, diavolul lucrează. Dar spun ceva, Dumnezeu lucrează și mai tare. Duhul Sfânt este la lucru și cuvântul Lui este adevărul. Întrebarea e: vrei să umbli în lumină? Da sau nu? Pentru că dacă vrei să umbli în lumină, săptămâna asta ai treabă de făcut. Să ierți, să dai drumul celor captivi. Atunci când postim miercuri, haideți să dăm drumul celor captivi. Hai să rupem listele care le avem. Ăla mi-a făcut aia, ăla mi-a făcut aia. Ăla-i sârban, îl știu de multă vreme. Lasă că mă socot eu cu el. Ăla-i nu știu ce, ăla-i de la Alești. Îl știu, îl vezi pe ăla, a venit. Care mă, ăla mă, de la Nojorit. Nu s-a spus de el, ăla mă, pârlitul ăla. Nu, nu, du-te înaintea Domnului la biserică și iertați-vă cum v-a iertat Hristos pe voi. Eu l-am urât pe tatăl meu, oameni buni. Am urât sistemul, l-am urât pe Ceaușescu și știți ce? Am ajuns să predic Evanghelia la comuniști. Pentru că atunci când te întorci la Hristos cu toată inima, tu rupi toate datoriile, pentru că și ție ți-au fost rupte datoriile. Și lași pe Dumnezeu să se socotească cu persoana aia. El este judecătorul, nu tu. Lăsați loc mâniei lui Dumnezeu. Nu vă răzbunați. Uite, soția lui Dani știe versetul. Dani, tu nimic. La versetul ăsta, la răzbunare, ai tăcut din gură. Dani mărturisește: vei fi liber azi. Ai ceva cu păstorul, cu predicatorul de azi? Nu? Dani, te iubesc. Ești un om extraordinar. Domnul să te binecuvânteze. Dani e un om foarte săritor. Îl aduc aminte de la ceva conferințe din prin anii 2000. Gata să facă treabă. Slavă Domnului, să te țină Domnul așa pasionat pentru tineri cum te-am văzut vinerea asta. Te-am văzut într-o formă, într-o plinătate a Duhului și o dimensiune în care nu te-am văzut de când te știu. Domnul să te țină plin de Duh, spuneți amin. De pasiune și de foc, amin. Doamne, cercetează-mi inima și vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Doamne, nu vreau să-mi pierd viața și veșnicia pentru o plăcere de moment. Nu vreau să-mi pierd, Doamne, viața investind în lucrurile care nu contează. Vreau să investesc în lucrurile care rămân. Vreau să investesc în lucrurile eterne. La 20 de ani eram plecat în Suedia. N-am mai vrut să mă întorc în România pentru că o credeam o țară blestemată și acolo Dumnezeu a început să-mi frângă inima pentru România. Și am zis: Doamne, dar eu am visul meu. Și Domnul spunea: știu, Sani, dar eu am visul meu. În visul tău mic și patetic există decât un singur om care beneficiază, Sani Trancă. În visul meu sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor. N-ai vrea să trăiești un vis mai mare decât al tău? N-ai vrea să lași firea asta, sinele ăsta în spate și să începi să investești în împărăția lui Dumnezeu? Cu timpul tău, cu resursele tale? Întreba cineva dimineață: bine frate, dar dacă am bani, e păcat? Nu-i păcat. Închină-i Domnului, administrează-i cât de bine poți și când Domnul are nevoie de măgărușul tău, dă-l. Aia e o mentalitate biblică, amin? Închină-i Domnului, închină-l Domnului copilul, antrenează-l cât de bine poți și când ți-l cere Domnul, dă-i-l. Închină-ți puritatea Domnului, administrează-o cât de bine poți și când Domnul îți va purta de grijă cu un soț, dă-i laudă Domnului, amin, și cu soție. Nu mai sta degeaba, nu mai amâna, nu te lăsa ca Irod prins în mrejile plăcerii și ale mândriei, în mrejile spiritualității. Dragilor, să faci o nouă religie mondială. Sunt oameni care vor să unească toate religiile, se numește ecumenismul. E în lucru. Sunt oameni care vor să unească religia islam cu creștinismul și cu hinduismul și cu budismul și să spună: credem toți de fapt în același Dumnezeu. E incredibil să vezi preoți ortodoxi, catolici, neoprotestanți cu vraci și șamani unii lângă alții și să spună că se închină aceluiași Dumnezeu. E șocant! Amestecul este peste tot în lumea aceasta și Domnul ne cheamă să trăim neîntinați de lume.
Te rog din tot sufletul, ieși astăzi din Sodoma și Gomora. Ieși din mentalitatea asta amestecată. Lot a ieșit și a plecat cu fetele lui, însă soția lui era atât de lipită de Sodoma și Gomora, încât a zis, încă o privire la păcat, încă o privire, încă doar o privire, Doamne, doar. Și în momentul când s-a întors, a rămas înțeperită. Când am fost în Israel, unul din ghizii care ne-au condus era fost colonel în armata israeliană și spuneau că evreii ar fi găsit un stâlp de sare care cred că este soția lui Lot. Bineînțeles, ei nu cred Biblia, ăștia sunt evrei seculari. El ăsta ne povestea nouă, zice, noi am crezut că David e o poveste până am găsit dovezi. Vezi tu cum stă acolo stâlpul de sare ca mărturie? A iubit lumea mai mult decât cerul. Eu unul nu vreau să fiu un stâlp de sare. Vreau să fiu un lut pe masa olarului și să mă transforme el în ce vrea. Astăzi te chem să fii din nou lut, să te urci pe masa lui, să zici, Doamne, sunt aici, transformă-mă. Sunt aici, la dispoziția ta. O cheamă-mă, Doamne, te voi asculta. Dacă vrei să fii liber, vino și mărturisește înaintea Domnului ce te ține. Și spune-i, Doamne, vreau să scap de lucrul ăsta, dar nu pot, mă ține legat de atâta vreme. Să știi că Dumnezeu te va elibera. El iubește onestitatea. El iubește oamenii care vin sincer la El ca și David și spun, Doamne, am dat-o în bară, am păcătuit. Te rog, îndurările tale să coboare din nou peste mine. Biblia spune că cel care merge și se mărturisește fără de legea se va coborâ. Cum? Iertat. Și ușurat. Cât nu mi-am mărturisit păcatele, Doamne, oasele îmi erau uscate și mă dureau. Dar când am mărturisit Domnului fără de legea mea, am plecat liber. Trupul meu a prins flagă. Tu știai că păcatul face ca oasele să doară? Nu știu în ce apă te zbați să ieși. Poate e apa invidiei, eu știu, poate e apa regretelor, poate este o apă a mândriei, nu știu, nu știu. Și sunt sigur că eu sunt o provocare pentru tine astăzi aici. Dar știi ce? Nu te uita la mesager. Nu mă împușcați. Uită-te la ce ți-a spus Domnul. Irod a omorât mesagerul, pentru că atât de tare glasul lui Ioan a vorbit, încât Irod l-auzea și după moarte. Și când a venit Hristos, a zis, ăsta Ioan care a înviat, nu mai scap de el. Atâta de tare a vorbit mărturia lui Ioan, încât după generații, noi încă vorbim de Ioan Botezătorul. Cine mai vorbește astăzi despre Irod? Doar ca și exemplu negativ. Dar toată lumea știe că Dumnezeu a trimis un om pe nume Ioan care mărturisit despre lumină. Nu era el lumina, ci a mărturisit despre lumină și n-a tăgăduit pe Hristos, ci a mers până la capăt. Ești tu gata ca și Ioan să plătești prețul pentru sfințenie? Și să lași pe Dumnezeu să te binecuvânteze, să te surprindă? Eu vă spun că sunt un om fericit astăzi. Sunt un om liber. Pentru că i-am spus da lui Hristos în urmă cu aproape 30 de ani și i-am spus da și dimineața și îi spun da și acum. Pentru că Biblia spune cine crede în Fiul lui Dumnezeu are viață veșnică. Nu spune cine a crezut. Cine crede. Trebuie să-ți reactualizezi, update, să-ți faci update al credinței. Și astăzi, Doamne, te mărturisesc pe Tine. Tu ești stăpânul meu. Ultima întrebare este asta. Ca și dimineață. Cine este stăpânul vieții tale? Se pare că stăpânul tânărului au fost până la urmă banii. El schimbase stăpânul în inima lui
Și știți ce? Îmi place de Domnul Hristos, că Domnul Hristos a dus și a zis: tinere, te iubesc, nu te mai minți frumos. Ce ai schimbat în inima ta, ce deja în inima ta mărturisește public: tu nu mai ai stăpân pe mine. Hristos, Domnul, stăpânul, sau alegi să fii condus de plăceri? Cuvântul zilelor din urmă este pofte. O să vorbim data viitoare despre asta. Biblia spune de Solomon că a fost târât de pofte, i s-a băgat belciugul și a fost târât de pofte. Mă rog astăzi ca să fii condus de Duh, nu târât de pofte. Căci Biblia spune în Romani 8:14, căci toți cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii. Dacă ești călăuzit de pofte, n-ai garanția că ești fiu. Toți cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Cine te conduce? Cine te conduce? Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm împreună, biserică. Haideți să ne ridicăm. Echipa de laudă, vă rog. Vrem să-i dăm laudă Domnului de final și să-i mulțumim pentru cuvântul Lui. Dar vreau să-și cercetez inima înainte. Să-i spui: Doamne, oare eu am Duhul lui Irod în mine? Încă plăcerile acestei lumi trag de mine, încă mândria, încă popularitatea, dorința de a fi centru atenției. Investesc atât de mult în mine, de ce investesc atât de mult în mine? Unde vreau să ajung? Eu știu ce am învățat să-mi celebrez ciarcănele. Când plecați, vă rog frumos, veniți și luați o privire cum sunt. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare zi din viața mea și dimineața când deschid ochii, pentru mine e un miracol, credeți-mă. Mă uimesc de fiecare dată și zic: bună dimineața, Doamne! Wow, încă o zi pe pământul celor vii! Îi spun soției mele: bună dimineața, iubito! Băi, nu vine să cred că Domnul m-a mai lăsat o zi, haleluia, și nu merit! Prea mulți luăm viața ca și cum ni s-ar cuveni. Sunt tânăr, trebuie să trăiesc. Nu neapărat. Dumnezeu ți-a dat zilele și Biblia spune că zilele mele sunt scrise în cartea Lui. Ajută-mă, Doamne, să-mi număr bine zilele, ca să capăt o inimă înțeleaptă. În seara asta, te rog frumos, Doamne, ajută-ne să ne numărăm zilele, să căpătăm o inimă înțeleaptă și să ne dezlipim de acest duh al lui Irod, duhul acestei lumi care te-a respins pe tine, Doamne, care a respins mesajul Evangheliei, care l-a decapitat pe Ioan pentru că nu mai suporta să audă că împărăția cerurilor vine. Ioan i-a spus lui Irod: vine Domnul, El este împăratul. Irod n-a mai rezistat pentru că el vrea el să rămână împăratul. Încerca să-l omoare pe acest Hristos la naștere, dar n-a reușit. Dar spun ceva, Ioan a vorbit atât de tare că de generații îi s-aude glasul: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aici. Haideți să ne rugăm împreună. Doamne Dumnezeule, venim înainte.